Ok, hai să încep. Astăzi am zis că discutăm despre string. La liceu, ca să declar un set de caractere, chestia cu tipul de date char, care reține un caracter, cum și int reține un singur număr, char reține un singur caracter, deci am avea int x, aici int c, care reține un singur caracter. Și pentru a reține mai multe caractere, la fel cum am reține mai multe numere într-un șir, trebuie să facem și un șir de caractere. Chiar că în cazul nostru cu paranteze pătrate. Și dimensiunea șirului. Și aici intervine problema pe care am întâlnit-o șir la vector. Trebuie să știm dinainte ce dimensiune o să aibă șirul. Chiar dacă nu știm exact ce dimensiune o să aibă, eu trebuie să-i pun dimensiunea maximă pe care o pot citi dinainte. Se poate pune și o dimensiune mai mică, dar intervine redimensionarea și iarăși nu e ok. Chestia asta ia din timp. Și... salut, Cristi. Și ideea e să fie eficient, să n-ai tu treabă cu memoria. La final, toate setele-urile astea eliberează memoria automat. Și ca să folosim un string, deci ca să vedem care e diferența dintre un string și un șir de caractere declarat char, pur și simplu trebuie să scriem string s, după ce am inclus libreria string. String s sau ce numere să aibă șirul. I-am zis că e mai ușor de reținut. Și la fel cum citim un șir de caractere în char, putem citi și un string sin s. Ideea e că stringul acesta citește doar până la un delimitator, care by default este spațiu. Și sin s o să citească doar până la spațiu. Deci dacă aveți mai multe cuvinte, zic că citesc Ana are mere, eu o să citesc doar Ana. Și ca să demonstrez că funcționează, să iau test. Dimensiunea n. La asta cu chiarul, mă rog, putem discuta după chestia asta, importantă este să primim esențialul acum. Și se compilează programul, Ana are mere. Vedem că s-a citit doar Ana. Pentru a putea citi toată linia, putem face următoarea chestie. În loc să citim cu sin, simplu, adăugăm getLine. GetLine. Primul argument este metoda care citim. În cazul nostru, sin, pentru că citim din consolă. Dacă citeam din fișier, era fin. Salut, David! Mersi că ai intrat pe Steam. Apreciez. Sin și al doilea parametru trebuie să fie variabila în care citesc. În cazul nostru, s. Și acum, dacă aș afișa acel șir, Ana are mere, exact același șir, tot întregul șir, adică nu mai e delimitat de nimic. Cum parcurgem un șir de caractere? Exact la fel ca un șir normal. Un for de la int i, de la 0 până la... După cum am zis ieri, seteleurile sunt indexate de la stream. Ops, din greșeală. Seteleurile sunt indexate de la 0 și trebuie să merg până la lungime. La stringuri, cum avem și la vectori, avem funcția .size pentru a primi lungimea unui șir. Dar mai avem funcția .length în plus. E același lucru, nu cred că e nicio diferență între ele. N-am folosit niciodată length. Cred că am mai folosit length, dar mai logic mi s-a părut să folosesc size, că era comun la toate STL-urile. Și nu cred că am... nu cred că e vreo diferență între ele. Nu cred că am întâlnit vreo diferență între ele. Ok. Și, nu știu, dacă vreau să fac ceva cu șirul ăsta, pot să afișez SDI. Deci, ca să afișez șirul direct, ar trebui să fac să autez fără nicio parcurgere. Ar trebui să dea același lucru. Și exact același lucru. Super. Acum să trecem la funcțiile care sunt cele mai folositoare. Da, și mai o chestie la stringuri, care cred că e principalul lucru de ce să folosești stringuri și nu charuri. Deci, chestia asta... mi se pare cea mai utilă la stringuri. Dacă voiam să lipesc două șiruri în char, trebuia să fac ceva gen strcat. Nu știu nici eu foarte bine asta cu șiruri, sincer, am folosit foarte rar funcțiile de la char, doar strlen, îl foloseam des și strcat, în rest nu. Strcat, s, nu știu ce, și șirul al doilea, Ana, să zic. Da, în char, mersi mult de follow, Madeline. Dar în string avem următoarea chestie. S plus egal șirul.
Ana are mere multe. Să zic că mai adaug multe la final. Ce o să-mi adauge, trebuie să adaug și un spațiu, că altfel o să-mi scrie lipit. Ana are mere. Ana are mere multe. No. Și nu trebuie să mai chinu cu străcat, cum să mai adaug al doilea șir. Pot să iau și să-mi iasă din mărimea, din dimensiunea șirului. Gen, dacă lipesc un șir cu un șir care e mai mare de 101, o să-mi iasă în afară și nu e ok chestia asta. Super. Am crezut că există și minus, dar nu există din păcate. Ar fi fost super șmecher să existe și minus, dar se poate implementa în cel mai rău caz. Și ca să-i dai valoare unui șir, un alt șir, poți să pui egal. Deci, la șiruri de caractere declarate char, nu mergea chestia asta. Fac așa. Primeam un invalid conversion. Dar la șiruri string merge să fac asta. Deci dacă aș citi altceva, Ana are mere, se vede că a luat valoarea multe. Deci nu mai am valoarea Ana are mere în șir. Ok. Și să văd câteva funcții pe care le-am notat. Dacă vrem să adăugăm un caracter la finalul șirului, putem să adăugăm s plus egal caracterul respectiv, gen i între apostrofe. Sau pot să fac s.pushback, exact ca la vector. S.pushback caracterul i. Observăm că e un caracter, nu e un șir. Aici, ca parametru. Deci, cum vreți voi să folosiți, rămâne la latitudinea voastră, deși e mai mult de scris așa. Până la urmă, steleurile te ajută să fii mai rapid. Mai avem și funcția popback pentru a elimina ultimul caracter. Deci, dacă rulez chestia asta și am Ana are mere, rămân cu Ana are mer. Super. Să mă gândesc ce ar mai fi. Chestiile de ieri cu capacity sau shrink to fit rămân și la STL-urile de azi, gen la string. Sunt general valabile la toate STL-urile, din câte știu, dar o să prezint cele mai folositoare chestii pentru șiruri. Nu o să le includ pe toate. Dacă vrem neapărat să parcurgem un STL cu iteratori, exact ca la vectori, autoiterator, șir.început, iteratorul de început, și iteratorul trebuie să fie diferit de s.end, care returnează un pointer la adresa de imediat după ultimul element. Și parcurgem cu steluță să obținem valoarea steluță iterator. Deci, mulțumesc de follow, Shaky. Mersi mult de follow. Stringurile cum se formează? Cred că sunt folositoare. Acum urma să prezint. În C++ aveam funcția stirtoc pentru a împărți șirul, pentru a-l putea să-l parcurgem după un separator. În cazul nostru, să zicem că avem spațiu. Nu avem în STL ceva să despartă șirul automat, să formeze câte un cuvânt din fiecare, dar putem să creăm noi o funcție. Și în funcția respectivă o să calculăm fiecare cuvânt. Și o să returnăm un vector de cuvinte. Deci o să avem o nevoie de o funcție. În PHP există funcția explode și m-am mirat puțin că nu există și în C++, dar de obicei când aveam nevoie de ea la teme, la facultate sau, nu știu, la examene, o implementam eu sau o copiam de unde am implementat-o anterior. Care e faza cu auto? Ok. Auto este pentru iteratori. Noi pentru a parcurge cu un iterator, adică cu un pointer, avem string, folosim string, două puncte iterator. Și aici îi dau explicit tipul de dată pe care să-l aibă iteratorul. Dacă nu vreau să fie explicit, adică să-și ia automat tipul de dată pe care îl are pointerul de aici, pot să-i zic auto. Și știe singur să-și ia tipul de dată, ca să nu stau eu de fiecare dată să scriu. Poate, nu. No. Ideea e că e mai eficientă chestia asta. Durează mai mult să scrii string, două puncte, două puncte, iterator, decât să scrii toată chestia asta, auto. Și gândește că la vectori e și mai mult de scris. Ok. Și am zis că o să facem noi o funcție de explode care să returneze un vector de stringuri. Vector de string. Trebuie să includ și libreria vector, că văd că nu o recunoaște. Și să zic funcție explode. Ok. Ce o să trimit eu ca parametru? O să trimit un șir. Și o să trimit și un caracter după care să separ. String S. Caracterul pe care să-l separ, char, C.
Să zic că se separ după un singur caracter. Putem să derivăm chestia asta și în loc de char să avem alt string și să separăm după stringul respectiv. Noi ce ar trebui să facem acum? Ar trebui să parcurgem șirul, să formăm un șir nou cu un cuvânt la un moment dat și când găsim separatorul să-l adăugăm în vector. Și acum trebuie să parcurgem șirul. Prima dată declar variabile de care am nevoie, să zic string cuvânt. Că o să trebuiască să am câte un cuvânt la un moment dat. Și o să am și vectorul de stringuri unde o să salvez soluția. Soluție. Hai zic rezultat. Rez. Rezultat. Nu contează. Ok. Și trebuie să parcurg fiecare literă. Deci for int egal 0. I mai mic decât s.size. Plus plus i. Și verific dacă s de i este diferit de C, adică de caracterul pe care trebuie să-l separ, înseamnă că litera respectivă trebuie să adaug la cuvânt. Cuvântul ăsta trebuie inițializat gol, deci o să am un egal ghilimele goale și cuvânt plus egal litera. Altfel, dacă sunt pe separator, verific dacă cuvântul meu nu este gol, deci dacă cuvânt punct size este diferit de 0. Nu, că dacă e cuvântul gol, să zic, am mai multe spații. Dacă e cuvântul gol, n-are rost să-l adaug în șir. Dacă șirul meu nu este gol, înseamnă că trebuie să-l adaug în vector. Deci rezultat punct pushback cuvânt. Ok. Apoi, trebuie să golez cuvântul. L-am adăugat, trebuie să îl golez. Deci cuvânt egal înapoi ghilimele goale. Și dacă nu mai fac verificare la final, o să rămân fără ultimul cuvânt în vectorul rezultat. Pentru că nu o să mai ajungă să-mi pușeze ultimul cuvânt în șir. Deci o să trebuiască să copiez if-ul ăsta, să-l pun aici, pot să elimin asta și la final return rezultat. Ok. Și hai să vedem dacă funcționează. Dacă nu funcționează, o să-l mai modificăm. Deci citim un șir. Și o să avem un vector. String. Cuvinte. Egal cu explode de S. Și după caracterul după care separăm spațiul. Și hai să afișăm șirul cuvinte. For i egal 0. O să vă arăt o altă chestie cum putem să parcurgem un STL. Auto iterator două puncte cuvinte. Și asta e și mai scurt pentru a parcurge un STL, de cel mai scurt for posibil. Și acum pur și simplu ce fac? Se aud steluță it și un backslash n. Ana are mere. Ana are mere și un backslash n în plus. Ok, deci e fără steluță că se ia chestia asta, nu-i teoretic un iterator, se ia obiectul care e în interiorul șirului. Deci obiectul este un string. Pot să parcurg și un string cu chestia asta, să zic că am cuvinte de 0 și parcurg primul cuvânt, îi separ literele pe parcurs, gen Ana, test, 1, 2, 3, mere. Și test, 1, 2, 3. Deci ia fiecare literă la fiecare pas. Auto îi spune să-și ia tipul de dată corespunzător. Cum să compar două șiruri? Iar e foarte important. În char, ca să compar două șiruri, să zic că mai am o variabilă. T. Și citesc două șiruri. Dacă aveam charuri, trebuia să fac, să trec mp. Și el a returnat minus 1, nu știu ce, dar în string fac s, dacă s e mai mic decât t, afișez s, altfel afișez t. Și pur și simplu test 1, 2, 3, test 9, 2, 1. Și o să afișeze test 1, 2, 3, că
primul string e mai mic decât al doilea. Deci e destul de intuitivă chestia asta, nu mai e bătaia de cap cu cum să compari două șiruri. Chestia asta automat îți returnează adevărat dacă condiția asta e adevărată. Stai să văd că am văzut aici. Acum să obții un substr. Ok, există funcția substr. Să zic că vreau să dau cout la cuvânt, la caracterele care sunt între poziția 5 și poziția, nu, poziția 2 și poziția 6. Dacă dau doar un singur parametru, din câte știu, ar trebui să-mi afișeze toate caracterele, dar începând de pe poziția 2. Să testăm. Test 1, 2, 3. Mai am unul de citit. O să-l șterg și o să rulez din nou. Test 1, 2, 3. Și afișează doar ST 1, 2, 3, pentru că prima e poziția 0, aici e poziția 1 și aici e poziția 2. Dacă îi mai dau un parametru, el se referă la câte caractere să afișeze. Deci dacă îi zic 5, ar trebui să afișeze 2, 1, 2, 3, 4, 5, până la 2, oare? Hai să testăm. Test 1, 2, 3, ST 1, 2, 3. Hai să-i dau un număr mai mic, totuși, să-i dau 4. Test 1, 2, 3, ST 1, 2. Ok, deci lungimea șirului pe care să o afișeze. Asta e al doilea parametru. Oare există și al treilea parametru? Ia să verific. Nu, nu există al treilea parametru. Ok. Și dacă vreau să găsesc un șir în alt șir, există funcția find. Să zic că caut mere. O să-mi returneze poziția unde găsește prima dată mere. Deci, Ana are mere, afișează 8. Și verificăm că 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci, poziția pe care începe mere este 8. Putem să discutăm și despre funcția replace. Dacă vreau să locuiesc un șir, un subșir în interiorul șirului mare. Deci să zic că vreau să înlocuiesc de la poziția 8. Ce lungime să înlocuiesc și cu ce să înlocuiesc. Să zic pere, oare ar merge? Hai să verificăm dacă merge. Am uitat punctul și virgulă aici. Ana are mere. Ana are pere. Și înlocuindu-l obțin și șirul nou. Deci îmi returnează șirul nou. Dacă fac așa, se modifică în el însuși. Ana are mere. Ok, și acum Ana nu mai are mere, are pere. Dar să fie și mai logic, pot să înlocuiesc numai un singur caracter, să înlocuiesc doar P-ul. E mai eficient că înlocuiesc un singur caracter. Bine, dar patru caractere nu prea o diferență. Și în loc de poziție aici pot să dau și iterator, numai că trebuie să dau iteratorul de unde. Deci eu spun begin și de la câta poziție să înceapă, să zic până la poziția 1 și eu spun end, dar nu mi se pare util, sincer, gen mai util e să dai direct cu de pe ce poziție să încep și ce lungime să ai. Fă și cum inversezi un string. Cred că ai funcție reverse, stai două secunde să caut reverse string, că e la vector și... Din câte știu, ar trebui să fie și la șiruri. Da, numai că în loc de vector ai șir. Dacă am face ea să încercăm chestia asta, reverse. Să vedem de unde începem. Trebuie să începem de la s.begin și unde terminăm s.end. Să vedem dacă merge chestia asta. Teoretic merge pe vector. Pe șiruri chiar n-am încercat niciodată, chiar e idee bună. Ana are mere. Mere era Ana. Deci funcționează. Reverse, funcția reverse, de unde începem să inversăm până unde inversăm. Se poate face și manual chestia asta cu un for până la jumătate și facem swap între elemente, dar nu e necesar dacă există funcție și nu mai e nevoie. R begin și R end știu că îți returnează, nu, C begin și C end îți returnează o constantă. La R begin, două secunde. Cred că se returnează următoarea poziție după primul element.
gen următorul iterator după primul element, chiar nu m-am băgat în funcțiunea asta că nu mi s-au părut utile. Hai să vedem ce fac. Air begin. A, reverse begin. A, începe de la final, înțeleg. Cred că începe, da. Reverse begin începe de la final. Gen, reverse begin returnează un iterator la ultimul element. Deci dacă ar fi să fac cout s.r begin, ar trebui să returneze ultimul caracter. E. Și dacă îi dau r.rn, mă rog, trebuie să returneze primul caracter. Nu. Nu returnează nimica pentru că returnează poziția dinainte de primul caracter. Deci dacă am Ana are mere, r.begin o să returneze un iterator la poziția asta de aici. Spațiul ăsta gol dinainte. Nu r.begin, scuzați, r.end. Nu știu exact la ce se folosește chestiile astea, probabil se folosește la ceva, dar ideea e ca să fii mai eficient, probabil să ajungi pe ultimul element, dar ai și S de. Dacă vrei neapărat să scoți ultimul element, ai S.size. Sincer, e prima dată când folosesc funcția asta R.end sau R.begin. Faci lucrul ăsta și ai ajuns pe ultimul caracter de ieșire. Ok. Hai să începem să lucrăm exerciții, că sunt puțin mai interesante. Noi o să lucrăm toate pe PP Info și azi. De ce aleg să lucreze pe PB Info, să nu fac exerciții din alea complicate, în engleză, nu știu ce? Pentru că, nu, mulți probabil o să se sperie, o să creadă că e mai complicat, de atâta și vreau să demonstrez că e super, super ușoare de folosit. Și dacă o să învățați să le folosiți, o să vă faceți viața mai ușoară și o să fie și interviurile eventual mai ușoare. Fă cu palindromul. O să faceți cu palindrom. La palindrom e simplu, că inversez cuvântul și verific dacă îmi dai un link, îl fac, dar nu știu dacă am făcut aia cu palindrom acum. Eu voiam să fac ceva să îmbin și vectorii de frecvență și când am făcut ieri cu vectorii de frecvență. Deci, asta ar fi prima problemă. Două cuvinte sunt anagrame dacă primul se poate obține prin schimbarea ordinii literelor celui de-al doilea. Și am două cuvinte și trebuie să verific dacă pot fi anagrame. Cea mai simplă soluție ar fi să iau un vector de frecvență pentru fiecare caracter, să am câte o poziție și dacă corespunde primul vector de frecvență cu al doilea vector de frecvență, afișez 1. Dacă nu, afișez 0. Sau pot să, când calculez vectorul de frecvență pentru al doilea șir, în loc să am un vector separat, pot să scad din primul șir și dacă ajung pe o poziție negativă, automat returnez 0. Ok. Deci avem două șiruri de citit de la tastatură. String S și T. Sin S și T. Nu citesc cu getline, că nu trebuie să citesc cu o linie întreagă, citesc doar un șir. Și ce am zis că o să fac? O să iau un vector de frecvență și o să luăm un vector STL. Vector int frecvență. Și o să-i ocup dinainte numărul de spații necesar. În cazul nostru avem nevoie de 27 de spații, câte cuvinte sunt în alfabetul engleză. Câte litere sunt în alfabetul engleză? 26. Nu știu câte să aloc neapărat. Z minus A. Plus 1. Plus 1. Plus 2, ca să fim siguri. Ce am făcut acum? Scad codul ASCII a celor două litere. Și dacă scad codul ASCII, o să obțin distanța de la Z la A. Ce înseamnă distanța de la Z la A? Plus numărul de litere din alfabet. Mi se pare cel mai logic așa. Și o să-l umplu de 0 ori. Deci dacă îl declara global, teoretic e plin de 0 ori deja. Am zis că nu o să lucrez cu variabile globale, o să le las locale. Ok. Parcurg primul șir. Hai să parcurgem cu iterator. Hai să facem totul cât mai setelist, nu știu. Să facem totul cât mai mult cu seteleurile. Auto i în S. Parcurg fiecare caracter pe rând. Trebuie să cresc frecvența caracterului respectiv. Și cum o cresc? Frecvență de i minus sau 2 secunde. Da. I minus A. Și ce obțin prin acest calcul? Obțin distanța de la literă, distanța de la A la literă în alfabet. De exemplu, dacă am D, D minus A o să-mi dea
4. 3, de fapt, că de la la distanță e 0. Deci o să-mi dea 3. Și no, o să crească pe poziția 3, o să crească frecvența. Trebuie să pun și un plus plus. Ok. E super scurtă soluția, deci nu. Probabil era mai lungă dacă făceam cu STL-uri, cu fără STL-uri. Și acum parcurg caracterele celui de-al doilea share de, și verific dacă, ca să nu calculez distanța de mai multe ori, ar fi bine să fac într-o variabilă separată. O să am aici un bool, anagrame. Consider că la început cele două share-uri pe care le-am citit sunt anagrame. Deci o să am valoarea 1 în ele, adică e adevărat. Ai făcut pair până acum? Nu, nu am făcut. Dar o să urmez să fac, cred că e super scurt. Nu. Nu o să am mult să explic la el. Și frecvență de I minus A minus minus. Pentru că eu în primul șir o să am, să las un exemplu, Ana. Înseamnă că pe F de 0 o să am valoarea 2. Pe F de... F de N minus A o să am valoarea 1. Și dacă al doilea meu șir, deci S egal Ana, al doilea șir e NAA. O să scad pe rând, deci o să trebuiască să scad de două ori în A, pe poziția 0 și odată pe poziția asta de aici. Scăzând frecvența, verific dacă frecvența este diferită de, dacă este sub 0, înseamnă că automat nu am o anagramă. Dar tot o să trebuiască să parcurg șirul la final, că trebuie să verific dacă am mai mare decât 0. Deci nu o să folosesc chestia asta. Acum scad frecvență, dacă totul e ok, ar trebui să fie 0. Deci iau șirul de aici și pun 0. Și acum parcurg șirul să fiu sigur. Auto I, două puncte, frecvență. If I este diferit de 0, înseamnă că nu am anagramă. De ce? Pentru că frecvența mea, ori am o literă care nu este în primul șir, ori am o literă care nu este în al doilea șir. Deci ori frecvența o să fie mai mare decât 0, ori frecvența o să fie mai mică decât 0. Și automat o să fac un anagrame egal 0 și break. Și la final se aud anagramă. Se aud Ana. Ok. Hai să verificăm dacă și funcționează. Bun. Hai să verificăm un exemplu greșit acum. Ups. 0. Ok. Să verificăm câte puncte luăm. 2 secunde. Anumă. Ok. Ok, totul funcționează și merge foarte bine. Hai să trecem mai departe la problema a doua pe care o am pregătit-o. Să mă gândesc cum aș putea să o fac cu STL-uri. 2 secunde, ok, asta de aici. Să scriu un program care citește, văd că am făcut-o anul trecut, în iunie, să scriu un program care citește un text și inserează după fiecare vocală caracterul steluță. Aici ar fi super simplu, pot să-mi iau un al doilea șir, în care după fiecare vocală adun o steluță. Deci ce am de citit șirul ăsta, o să șterg chestia asta de aici. Tot o să am două șiruri, nu o să am niciun vector de frecvență. Afișe, eu citesc S. Numai că nu-l citesc cu sin, pentru că trebuie să citesc un rând întreg. O să am un get line, S, sin S. Ok. Și acum parcurg șirul, for auto I. Pe la ce oră jucăm o luară? Nu știu exact, când te auto I S.
parcurs share-ul și verific. Trebuie să fie, scrie un program care citește, programul citește data tastatură, un set de caractere, trebuie să fie o vocală, după fiecare vocală. Și, da, și ca să fac metoda cu setele, ori ar trebui să fac un find, să am un șir separat unde am vocale, să văd dacă pot să am litere mari sau doar litere mici. Cuvântul nu conține vocale, deci avem și chestia asta de afișat. Bool vocale egal 0. Consider că n-am nicio vocală la început. Se consideră vocale doar litere mici. Ok. Sum share vocale egal IEO. Dacă share nu. Ba da, dacă share vocale.find de i este diferit de nu poți. Da, cred că trebuie să meargă chestia asta. Dar văd că nu o dă. Oare merge not find? Cred că ar trebui să meargă chestia asta. Dacă nu găsește, tot nu îl returnează. Și dacă nu îl găsește. Nu, dacă îl găsește, da, share.vocale find de nimic, da. Dacă îl găsește, trebuie să-l adaug în al doilea share. Numai că al doilea share trebuie să inițializez call. T plus egal i. Și trebuie să adaug și steluțe, nu. T plus egal i, o să-l mut aici, că trebuie să-l fac oricum. Nu merge cu null, nu. Este null position, se cheamă. Și funcția find returnează, deci find. Funcția find returnează, ori returnează o poziție unde am găsit numărul, sau returnează null position. Și null position-ul e string, nu poți, așa se notează. Am uitat, eu spun string-ul ăsta, de asta nu-l recunoștea. Ok. Și dacă e vocală, trebuie să adaug și o steluță. La final, if, și dacă, no, dacă e vocală, trebuie să fac și vocale egal 1. Vocale egal 1. If vocale îi egal 0, trebuie să afișez sound fără vocale, else sound t. Ok. Să verificăm dacă merge. Observăm că adaugă după consoană. Două secunde, dacă șir vocale, pom, find de i. Pom, 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 pom. Exact în vocațiile opuse. Vocale, pom, find de i. Este diferit de string. Deci nu merge fără chestia asta. Da, acum funcționează corect. Deci trebuia să pun diferit egal de null position. Nu, nu e același lucru. Verificăm dacă e același lucru. Din câte știu, nu era același lucru. Și văd că am primit un warning. Chiar dacă merge, da, nu merge oricum. Primisem un warning. Ok. Hai să testăm. Ok, am primit 100 de puncte. Și mai avem problema asta. Dacă mai aveți probleme, puteți să le trimiteți pe Discord sau undeva. Dacă aveți întrebări, la fel, puteți să le lăsați pe chat și o să discutăm. Pam, 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 pam. Deci avem un share, un șablon și avem două cuvinte. Dacă pe aceeași poziție se află două vocale, trebuie să afișăm die, nu, steluță. Dacă apar două consoane pe aceeași poziție, poziție trebuie să fie dies și dacă sunt caractere diferite, trebuie să fie semnul întrebării. Adică poate să fie și consoană și vocală. Ok. O să avem nevoie de un al treilea șir. X. Nu știu. Șablon.
Șir vocale lăsăm așa, citim S, citim, dar nu avem cu sin. Get line, avem doar cu sin. Și se parcurgerea ambele șiruri în același timp. Aici nu pot să le parc cu un for auto de i, că mi-ar parcurge numai dintr-un șir. Ar trebui să fac un for normal, deci for int i egal 0, i mai mic decât s.size. În primul rând nu se promite că numerele, că șirurile au același ca aceeași lungime, două șiruri de aceeași lungime, ba da, deci se specifică ca aceeași lungime. S.size plus plus i și trebuie să verific dacă ambele sunt consoane sau nu. If s nu, șir vocale punct find s, ups, ce sunt, s de i egal cu, să mă gândesc, string pos, același lucru numai că e cu t de i. Înseamnă că avem două vocale aici și ar trebui să adaug în șablon plus egal două vocale, era steluță? Da. Ok, else. Am putea să facem un if care să verifică. Mersi de follow, France. Am putea să avem un if în care verificăm dacă find-urile la ambele șiruri sunt egale, atunci trebuie să pun steluță sau diez. Dacă nu sunt egale, trebuie să pun automat semnul întrebări. Șir vocale de i e diferit de sau egal cu șir vocale de t. Ba nu, că find-ul returnează. E o greșeală, pentru că find-ul returnează exact poziția unde o găsit. Deci nu e ok chestia asta. Da, trebuie să verific dacă una este egală cu nu poți și una nu e egală cu nu poți. Deci dacă... Să mă gândesc cum aș putea să fac mai ușor aici ca să nu mă complic cu multe if-uri. Făcut 4 if-uri. Mă gândesc cum să scurtez efectiv, că n-aș vrea să scriu chiar 4 if-uri. Dacă e diferit de string nu poți, am două variante. Dacă și ăsta e diferit de string nu poți, trebuie să pun așa. Făcut bool. În caz că unul dintre vocale, da. Da, cred că e mai logic așa. Deci ar trebui să iau vocală 1, vocală 2. V1, V2. Pe ambele le consider că sunt consoane, deci o să am 0 în ambele. Și dacă cel vocale de i e diferit de string nu pot, atunci o să fac V1 egal 1. Și același lucru numai că e cu V2. Bă, chiar o idee bună. Că ascultam mult codul și puteam să fac și cu if-uri, dar după cum am zis, nu voiam să mă extind. Și acum, sunt mai scurte if-urile acum. Deci dacă V1 egal cu V2, și aici am, dacă V1 ups, egal cu 1, trebuie să adaug, deci dacă ambele sunt vocale, trebuie să adaug asterix. Șablon plus egal asterix, altfel șablon plus egal diez, altfel șablon plus egal steluță. Nu steluță, semnul întrebări. Ok. Și aș fi putut să fac direct, numai că trebuia să apelez funcția asta de mai multe ori și arăta mult mai lung if-ul și nu știu dacă, dacă era ok să arate așa. Și acum hai să verificăm dacă și calculează corect. Se aud șablon. Ok, rulăm. Copiem. Steluță. Yes. Ok. Hai să verificăm dacă luăm 100 de puncte.
Ok, am luat 100 de puncte. Integer, unsigned, integer. A, că ăsta, size-ul întotdeauna returnează unsigned și ăsta int. Ca să nu mai fi luat toarnic, trebuia unsigned. Int. Ok. Ok. Easy, da, easy. Da. Vrei să-mi arăți ceva probleme cu palindrom? Parcă. Ia, două secunde să căutăm. Dacă mai aveți întrebări despre share-uri, puteți să le puneți în chat și o să vă răspund. Share-uri de caractere. Să verifice dacă cuvântul date palindrom ar fi chiar super easy să facem asta. Ia, uite asta, gen, dacă verificăm dacă un string e palindrom, sub string e palindrom, ar fi una mișto. Poți să o trimiți. Asta cu stringul, asta e cu citire din fișier și afișare în fișier. E super simplu că doar verificăm dacă s e egal cu reverse de s.begin, virgulă s.end. Atât. Și afișez 1. Și e super, super scurtă. Fă problema de bug de anul ăsta. Dacă e cu stringuri, o fac. Dacă nu, nu. Că nu cred că are sens. Și cred că am un live deja pe YouTube unde am făcut problema. Ok. Mai aveți întrebări de la stringuri? A. Ia să vedem aici. Dacă vrei să rezolv asta pe live. Nu că ar lua mult, dar no, nu știu câtă, nu știu dacă eu înțeleg în primul rând, nu dacă lumea înțelege. Given a string, your task is to count srcp live. Your task is to count how many palindromic substrings in the string. Metoda ineficientă ar fi să verific fiecare bucată, gen poziția, dacă și are 3 poziții, poziția 1, poziția 2, poziția 3, 1, 2, 2, 3 sau 1, 2, 3. Dar nu știu dacă e... Nu știu dacă e eficient, în primul rând, să fac așa. Aș putea să verific câte una, după aia câte două, câte trei și tot așa. Mai există o funcție mai eficientă să faci chestia asta? Că ar fi complexitatea de lungimea stringului e n. Verific așa. Da, ar fi mare complexitate. E un palindrom mare. Și atunci... Da, e palindromul mare și poți să-l împarți, că... Trebuie să găsești, cred că, cel mai mare palindrom și după aia îl împarți, oare? Trebuie să fie palindrom. Nu, ideea e că... Aș putea să o fac... Stai să mă gândesc cum aș aborda-o. Deci... Eu am șirul... Și prima. Nu înțeleg la ce te referi, David. Ar trebui să scrie puțin mai structură ca să-mi dau seama. Palindrom care ar fi? Stai să pun așa. Deci am avea... Cel mai mare palindrom din șir ar fi ăsta. Dacă ăsta e cel mai mare... A, dar nu e ok. Nu e neapărat cu cel mai mare palindrom, că poate să fie mai multe substringuri. Deci lungimea șirului palindrom, pentru că fiecare literă e palindrom. Fiecare literă singură e palindrom. Nu, hai să facem soluția iterativă prima dată și după aceea să începem să facem pe aia. Dar are ceva dark mode site-ul ăsta, că mă dor ochii, sincer. Da, nu știu. Nu prea am lucrat foarte mult de aici. Genial. Două secunde. Încearcă să faci ineficient pentru că eficient e cu programare dinamică. Fa, cu programare dinamică, nu.
De când n-am mai lucrat, deci ar trebui să mai lucrez programare dinamică, sincer. Acum nu cred că e atât de populară la interviuri, dar na, ca să nu uit, că cred că am uitat programarea dinamică. Știu că era cu matrice și trebuia să iei rezultatul de sus, din stânga. Eu să zic strângul A, B, A, e palindrom. Da, știu că e palindrom. Mulțumesc. Da, înțeleg, cred că înțeleg ce vrei să zici. Da, hai să facem ineficient și o să încercăm să facem după, să ar trebui să pice pe câteva teste. Deci, int ans, de la ansorii s.size, pentru că fiecare literă e palindrom. Și după aia, aoleu, dar ce urât o să arate, mi-e rușine de mine. For e egal 0. Nu, că le luăm, aici e lungimea, câte le luăm deodată, câte unul deja le-am luat, le luăm câte două. E mai mic decât s.size. Plus, plus. Ok. Da, și acum parcurgem șirul de la început până la final. Dar totuși, e cam ineficientă soluția mea, că mă chinui degeaba să o fac. Apoi, iau câte două elemente și am substring. Hai să iau câteva string. Ups. String sub. Cer, ăsta e substringul format. Ar trebui să dau codul mai mare, stați așa. Cred că se vede acum mai ok pe live, nu? Dacă dau codul mai mare, să-mi ziceți dacă se vede mai ok. Dar nu e neapărat să fie substring dacă e în stringul mare, că tu poți să-i da, poți să ai numai la un capăt. Sau poți să ai, uite, cum am făcut eu, A, 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 B, B, A. Uite, ăsta îi palindrom, dar nu face parte din palindromul ăsta, din ăsta ce nu e mare. Ok. Și să am substring sub egal s punct sub str, sub str am folosit. Și de pe ce poziție plecăm? Poziția J și ce lungime luăm? Lungimea I. Și verificăm if sub egal. Da, hai să vedem că returnează ok funcția asta prima dată, că e chiar curios. String s egal a. Se aud s egal, că e o verificare, reverse, nu reverse. Reverse, am folosit reverse de S. Da, reverse, de ce nu merge? De ce îmi dă eroare? A, ba nu, nu dă eroare, no. Dura puțin până ID-ul s-a activat. Asta spurnesc. Asta. Paul, fă I egal 1, că poate fi... Păi poate fi să string literă, dar ia uite ce am făcut aici. Am adăugat deja, în ansor am pus size-ul, că toate literele singure substring. Begin s punct end. Hai să verificăm dacă merge. What the fuck, de ce nu merge? Invalid, haide. Trebuie să mai am string T, unde am asta? Reverse-ul ăsta nu returnează același lucru. Cred că s-ar putea face, păi logic că se poate face cu programare dinamică, dar live-ul ăsta nu-i despre programare dinamică și o programare din... Mi-am dat seama că returnează în el însuși, sunt noob, sunt noob, chiar sunt noob, sunt noob, sunt noob, sunt noob, sunt noob, sunt noob, ok. Sunt noob. What the fuck, de ce nu merge? What the fuck? A, 1. Și dacă pun B. Stați că am dat drumul la debugger. Stați așa că mă puneți să spun parola. Da, merge. Basic DP problem. Ok, congrats. Da, live-ul ăsta e despre string, nu despre DP, na. Aș putea face cu DP, dar... Na, la job nu mi-a cerut DP încă. Și nu am mai lucrat de mult cu programare dinamică, că
La interviu nu te pune nimeni să faci asta. Durează prea mult. Ok. Și trebuie să luăm reverse-ul. Reverse-ul o să facem un sub și bus. Fiți atenți aici. Bus egal sub, sub egal reverse de sub punct begin. Că e reverse, v-ați prins? E exact invers. De aia am dat denumirea asta. Ba, mă, de ce am mai pus egal? Că să nu. Sub bus punct end. Ok. Bus. Dacă e egal, înseamnă că crește ANS. Plus plus. Și la final, return ANS. Ia să vedem dacă merge pe cazul. Dacă durează prea mult, aia e. Ok. Dar să luăm asta, că poate se duce undeva. Nu ai înseamnă substring? M-am prins de ce am încercat aici. Subsequence, am o avesifițe. Substrings, măi. O să dureze ceva, probabil. Opa! Opa, a, de ce afișează a? Păi 3, a cu a. A cu a. A. Mai pune un egal, poate merge cu egal, cred că am uitat de lansuri, nu știu. Nu merge cu egal, că altfel dă 5 acolo, dar ar trebui să dea 6. Și tot 4 dă, hai să o rulăm local, că m-am săturat. Da, hai să vedem. Hai să afișăm aici un sub sau un bus, se aud bus, backslash, backslash n. Vedem când se afișează și aici afișăm count substrings de S. Și share-ul trimis o să fie AAA. Dar care AA? E primul A sau al doilea A? Nu v-ați gândit la asta? Gata, băieți, merge. I-am pus două egaluri. L-am rupt. Gata, s-a rezolvat. Gata, băieți. Un egal, asta trebuie. Deci mie local îmi... Mai știți aia când zice că... Deci mie local îmi dă bine, dar la ei nu dă bine. E ca și cum mai zice că pe codul lor îți dă bine, dar pe PB-info nu e 100 de puncte. Ce am făcut? Stați așa că nu e așa. Submit. I-am dat dar în cod, ce nu bâzi, doamne. Hai că le-am cul. Time limit exceeded. Ce să-i mai faci? N-ai ce să-i faci. Durează prea mult. Aș putea să merg cu pasul I aici, în loc să iau un substring. Și... Da, nu, n-are niciun sens să merg cu pasul I, că nu e corect. E dinamică, clar. E ok, dă, bă, merge bine, știi cum e. Dacă îți dă limită de timp depășită, e ok.